Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou videoclip. Astăzi vreau să vă arăt o mașină pe care am intermediat-o în urmă cu ceva timp și da, am decis să-i fac un videoclip pentru că este o mașină oarecum comună, dar în același timp foarte, foarte diferită. Și în plus de asta a fost și un proces, a fost o consiliere de o durată ceva mai lungă, să spun așa, decât în mod normal, pentru că inițial clientul a vrut cu totul și cu totul o altă mașină, ulterior s-a răzgândit și am ajuns într-un final la mașina asta, dar nici până când să ajungem la mașina asta nu a fost un proces simplu. Cred că au fost peste 3-4 mașini văzute, am contactat vânzătorii, ba nu ne-au răspuns, ba nu corespundea ceva realitatea cum ar veni cu anunțul și așa mai departe. Și într-un final am găsit mașina asta și ce mai vreau să spun, unele mașini pe care le intermediez, din păcate, nu o să le prezint pentru că ajung în diferite părți ale României și sunt cumpărate din diferite părți ale Germaniei. Spre exemplu, dacă mă duc să văd o mașină la 300-400 de kilometri, eu în momentul respectiv încă nu știu dacă se cumpără sau nu se cumpără mașina respectivă, așa că nu aș vrea să fac un videoclip pentru o mașină care nu se cumpără, pentru că în același timp vreau să fac... Să vă arăt și ce mașini am intermediat și să vă arăt, da, și cum este ca mașină în mare parte. Bun, cam astea fiind spuse, eu zic să trecem la mașină pentru că să vedeți imediat, este ceva foarte, foarte interesant. Bun, deci asta este mașina, da, este vorba despre un Golf 7 din 2019. Ia să v-am spus în introducere că este practic o mașină comună, dar diferită în același timp, pentru că este un R veritabil, nu doar un Golf 7 cu pachetul Airline. Mașina mai are garanție până anul viitor, adică mai are garanție încă câteva luni. Deci, practic, și asta a reprezentat, zic eu, un avantaj destul de mare. Și mașina a fost cumpărată cu aproximativ 50.000 de kilometri de la persoană privată. Aici, din nou, procesul a fost oarecum mai complicat decât dacă ar fi fost, spre exemplu, achiziționată de la un dealer, dar până la urmă totul s-a terminat cu bine, asta este important. Acum să începem rapid cu dotările. Normal, având un Golf 7 R și lista de dotări este una destul de lungă, avem farurile cu LED, normal, senzor de parcare față-spate. Mașina când a fost achiziționată nu avea aceste dungi galbene, dar să știți că chiar arată interesant, îs de efect. A, așa, haideți să ne mutăm și la roți, pentru că și aici, eu zic că stă destul de bine în sensul de... Astea sunt roțile de iarnă cu care a venit mașina. Anvelopele sunt bunicele, da, destul de bune. Mașina a venit normal și cu jante tot din aliaj pe 19, cu anvelope de vară, din nou, în stare ok. Și nu știu dacă vedeți în spate, avem discuri de frâne perforate, pentru că la mașina asta trebuie să se și oprească la 300 de cai. Un alt lucru destul de interesant pe care nu toate golfurile 7R le au ar fi evacuarea. Este o evacuare, nu știu dacă vedeți, din fabrică, de la Akrapovici. Arată și destul de bine, ca să vă faceți o idee, da, cât sunt de mari. Și se aude bine, o să vă arăt imediat. Bun, haideți să vă arăt și portbagajul, chiar dacă n-a. Nu-ți cumperi neapărat o astfel de mașină pentru portbagaj, dar este exact ca un Golf 7 în mod normal, adică oarecum mașina asta aș putea spune că combină mai multe și tractibilitatea unui Golf 7, dar în același timp ai și o mașină sport. Mașina n-a venit cu roată de rezervă, asta a fost achiziționată ulterior. Na. Până la urmă totul este în momentul de față, adică ține mai mult de costuri și de greutate, poate în cazul acesta. Avem stopurile pe LED cu semnalizări dinamice, iar acum să trecem rapid și la interior. O altă particularitate destul de interesantă, cel care a cumpărat mașina nu a vrut interior din piele. Ăsta din nou a fost un lucru ceva mai complicat, pentru că așa e tot timpul, când cauți, nu știu, un anumit tip de mașină, nu o găsești. La momentul căutării, majoritatea aveau interioarele din piele. El a vrut un interior din textil și până la urmă am reușit să găsim un Golf 7 R cu interiorul din textil. Sper că se vede bine pentru că este puțin mai întuneric, adică și plafonul ăsta negru face ca ambientul să fie așa mai întunecos. Bun, cam așa arată locurile din față, scaunele arată bine, normal, vorbim despre un R, scaunele sunt destul de profilate. Avem și pachetul cu lumini ambientale. Până și acest ornament, nu știu dacă observați,
este iluminat. Haideți să ne mutăm rapid și pe partea șoferului, pentru că acolo lucrurile sunt mai interesante. Și cam așa arată în interior. Normal, avem navigație, clima automată pe două zone, încălzire în scaune, cutie de viteze DSG și, normal, vorbim despre un Golf 7 R, avem și tracțiune 4Motion, frână de parcare la buton. Aici avem o telecomandă care acționează clapeta de la evacuare. Înainte, din câte mi-a spus proprietarul, clapeta se activa doar când o puneai pe modul sport. În schimb, acum poți să fii, spre exemplu, pe modul normal sau eco și poți să activezi clapeta din telecomandă. Așa, cam așa arată volanul. Mă, tot timpul mi-au plăcut volanele astea de la generațiile mai noi de Volkswagen, cele sport. Avem ceasuri de bord digitale. Mașina, în momentul de față, are 58.000 de kilometri. După cum am spus, a fost cumpărată la aproximativ 50.000 de kilometri. Despre ceasurile digitale de la Volkswagen nu are să vorbim, pentru că sunt faine. Mi se pare, nu știu, cele mai complexe ceasuri digitale. Asta mi s-a părut foarte, foarte interesant la Volkswagen. Pilot automat adaptiv, trapă. Aș putea spune că este un Golf 7 destul de bine echipat. Chiar are cam orice dotare, sincer. De asta spun, nu știu dacă îi lipsește ceva. Avem pilot automat adaptiv, ceasuri de bord digitale, pachetul de lumini, absolut tot. Interior nu vreau să insist prea mult cu el, pentru că până la urmă este un interior comun. De asta am spus, practic este o mașină foarte des întâlnită, dar diferită în același timp, pentru că are o motorizare diferită cu totul și cu totul. 300 de cai, să vă arăt imediat și motorul. Cum vă spuneam, în mare parte cam asta ar fi cu interiorul. Este tipic pentru un Golf 7 bine echipat, în variantă full option, da. Avem, normal, și pachetul cu LED-uri. Plafonul, cum spuneam, negru, te face să te simți foarte bine acest interior. Acum să trecem rapid la motor. Sub capotă avem motor 2 litri benzină turbo de 300 de cai, renumitul motor pe benzină de la Volkswagen. Avantajul clar pentru motorizarea asta ar fi că se încadrează cel puțin în grila impusă, da, pentru anumite taxe, impozite din România. Adică ai și putere, dar în același timp te încadrezi la un impozit destul de mic. Ca idee, revizia pentru acest motor la reprezentanță, ce a inclus filtru de aer, ulei, a costat în jur de 1500-1600 de lei. Ceea ce nu mi se pare mult, pentru că, până la urmă, vorbim, da, de un motor pe benzină de 2 litri, 300 de cai. Asta, cum am spus, pentru că mașina mai are garanție, da? Cel care a cumpărat-o a decis să schimbe, să facă revizia la reprezentanță. Este o mașină, să spun așa, aproape nouă. Și da, problema cu consumul de ulei, că mulți, ăsta, nu știu, au o teamă de treaba asta, normal, încă nu există la acest kilometraj și dacă o să fie întreținut corespunzător, cel mai probabil nu o să existe nici pe viitor. Cum am spus, 2 litri benzină, 4x4, 300 de cai. Bun, haideți să vedeți cum se aude și evacuarea. În mare parte cam asta ar fi mașina. A fost un videoclip mai scurt. V-am arătat cam ce era de arătat. Chiar sunt foarte curios care este și părerea voastră. Prețul nu o să vi-l spun în mod exact, pentru că, cum am spus, fiind mașini second hand, prețurile diferă destul de mult. Nu știu, poate mai este cineva care vrea un Golf 7 asemănător și o să zică, păi îl vreau și eu la același preț. Și poate nu se găsește în momentul de față exact la același preț. Ca un range, ca să vă spun așa, un range a fost peste 30.000 de euro, pentru că, na, este un Golf 7R, pentru mulți este poate foarte mult, știu, și la 7.000 de euro, 2.0 diesel și așa mai departe, dar să nu comparăm, da, mașina asta cu alte Golfuri 7, de asta spun, este ceva mai diferită. Dacă cel care a vrut să o cumpere i s-a părut ok prețul, asta este cel mai important, de asta spun, nu are rost să comparăm cu alte mașini. Sunt foarte curios care este și părerea voastră. Aștept părerile voastre în secțiunea de comentarii. Vă mulțumesc pentru atenție și ne vedem data viitoare. Ciao!